putem începe? Bună ziua, stimați cetățeni! Suntem astăzi împreună cu doamna ministru Nemerianco pentru a prezenta un proiect de lege care a fost înregistrat ieri în Parlamentul Republicii Moldova de către majoritatea deputaților PAS. Obiectivul principal acestui proiect este fortificarea spitalelor raionale, crearea premiselor pentru dotarea, finanțarea, îmbunătățirea managementului în spitalele raionale, ori situația care este astăzi acolo nu mai poate continua în modul în care s-a desfășurat până acum. Respectiv, propunerea acestui proiect de lege este de a subordona spitalele raionale Ministerului Sănătății pentru a asigura un management eficient și o calitate sporită a serviciilor de care beneficiază cetățenii. Dar argumentele detaliate pentru această schimbare o să le prezinte doamna ministru Nemerianco, pe care o rog să le vociferez. Da. Mulțumesc foarte mult și vreau să spun că Ministerul Sănătății susține această inițiativă a deputaților și deoarece noi vom fi cei care vom trebui să oferim un aviz acestei inițiative, în guvern nu voi avea suficient timp ca să vin cu explicații de ce oferim un aviz pozitiv. Noi am realizat o notă de fundamentare, o analiză și am vrea să aducem cât mai multe explicații, deci mass media, iar prin intermediul dumneavoastră să ajungem la toți cei care sunt interesați de acest subiect. În primul rând, este foarte important, cât mai urgent, să începem și să continuăm modernizarea tuturor spitalelor din Republica Moldova și dumneavoastră ați văzut că la minister, în principiu, aceasta este un subiect de top în activitatea noastră. Ce se întâmplă în spitalele raionale? În primul rând, ei activează într-o structură, infrastructură învechită, cu rețele ingineriești vechi, care absolut toate sunt fără ventilare. Vă dați seama despre activitatea secțiilor de chirurgie, blocurile operatorii, sălilor de reanimare. Aceasta duce la un risc permanent, iminent, a infecțiilor nozocomiale. Aceasta se perpetuează într-o siguranță joasă a securității pacienților. La moment se atestă o lipsă de echipamente esențiale, nemai vorbind de echipamentele performante. Ca rezultat avem o calitate joasă a serviciilor medicale oferite, care duce la lipsa cadrelor medicale, deci pleacă cei care muncesc și nu doresc să se încadreze absolvenții tineri. Și, desigur, este și o insuficiență a resurselor financiare. Deci, ceea ce își propune Parlamentul vine, de fapt, să susține eficientizarea managementului spitalelor, care a devenit în ultimul timp una defectuoasă și foarte des are aspecte de influențe politice. Iar noi ne dorim și am declarat de la bun început în cadrul acestei guvernări că ne dorim depolitizarea sistemului de sănătate. La moment, aproape într-o treime din spitalele raionale se află pe rol procese judiciare pe subiectul concursului pentru poziția de director. Concursul câștigă cineva, Consiliul Raional îl demite și numește un interimat. Și așa se continuă pe parcursul a mai multor ani, indiferent cine s-a aflat în poziția de ministru și care guvernare a condus țara. Având calitatea de fondator, consiliile raionale sunt obligate, prin cadrul legislativ existent, să investească infrastructura spitalelor. Însă, cu regret, astăzi investițiile făcute de apele sunt derizorii. De exemplu, în 2020, Consiliul Raional Basarabeasca a alocat doar 0,80% resurse în raport cu bugetul total a spitalului. În Briceni 0,90%, Cahul, care are un spital destul de mare, doar 1,50%, Cantemiru 0,9%, Căușeni 0,9%, Dondușeni 1,3%, Drochia 0,8% și pot continua cu această listă exact așa și pentru anul 2021 și la fel va fi și în acest an. Doar câteva spitale au raportat și câteva consilii raionale au raportat investiții în limita a 2-3%, care sunt puțin mai mari decât alte spitale, dar absolut insuficiente. Total, vreau să vă spun că este o descreștere a investițiilor făcute în toate spitalele raionale. Dacă în 2015 s-au investit din partea Consiliului Raionale pe toată țara aproximativ 87 de milioane de lei, deci în infrastructură, deci mai departe,
Cu fiecare an, această sumă a descrescut, iar la jumătate de an 2021 erau investite doar 35 milioane de lei. Dacă mai adăugăm cam tot pe atâta, deci se atestă o diminuare foarte mare. Niciun spital din cele raionale pe parcurs nu a beneficiat de la fondatori de resurse pentru eficientizarea energetică a instituției, consumul de energie fiind unul absolut ineficient. Chiar sub Chișinău avem spital raional care și la moment se încălzește pe cărbune și ani de zile apele, nefiind în stare să treacă spitalul la alte surse de energie mult mai curate și mai eficiente, și tot ne scrie scrisori Ministerului Sănătății. Cu generatoare au fost asigurate un număr foarte mic de spitale raionale și acele au fost de capacitate mică, deoarece cunoaștem că cel mai ieftin generator, mă refer la cel cu o capacitate mică, costul se începe de la 20.000 de euro, iar cele mari cu capacitate mare care ar putea să asigure întreg spitalul ajunge la 200.000 de euro. Nu putem să nu ținem cont de finanțare disproporționată dintre raioane în funcție de teritorii, deoarece capacitatea de finanțare a autorităților publice locale este foarte diferită și depinde de dezvoltare economică a acestora. Spitalele se confruntă nu doar cu lipsa acută de echipamente, dar și utilizarea ineficientă a acestora, lipsa de săli modere de operații, proceduri. În schimb, în cadrul și pe teritoriul lor își desfășoară activitatea agenții economici privați, care, contrar cadrului legal, sub diferite forme de parteneriat, și-au instalat echipamentele chiar în centrul spitalelor raionale. Veniturile ratate a spitalelor raionale sunt enorme. Subdiviziunile medicale spitalicești sunt puse în concurență neloială cu cele private, astfel degradând cu încetul și cedând locul privatului. Până la urmă, Ministerul Sănătății este autoritatea care investește pe parcursul ultimilor ani în dezvoltarea spitalelor raionale și nu autoritățile publice locale. De exemplu, doar în anul 2021-2022, spitalele raionale au fost asigurate centralizat de către Ministerul Sănătății cu următoarele echipamente: concentratoare de oxigen 1065 unități, ventilatoare pulmonare 215, monitoare pentru pacienți reanimare 420 unități, unități mobile de radiologie 31, generatoare de oxigen mari 11, 4 funcționale pentru terapie intensivă 309 unități, cardiografie 56, generatoare de electricitate 5, ultrasonografie 21 și multe altele care sunt mai mici și nu se le enumăr. Suma totală a bunurilor oferite instituțiilor medicale din țară prin intermediul Ministerului Sănătății este circa de 1,5 miliarde de lei. Totodată, fondatorul Spitalului Raional nu este cointeresat a acorda servicii medicale altor teritorii sau a accepta tratamentul pacienților din spitalele raionale vecine. Spitalele raionale fiind puse în imposibilitatea de armonizare regională a acordării serviciilor, astfel ca să fie create centre subregionale, unele spitale, de exemplu, preluând unele domenii, așa cum se întâmplă acum, ca serviciu perinatologic, altele oftalmologic și așa mai departe, creând un mecanism de distribuire rațională și uniformă a serviciilor, care să producă și venituri financiare și să mențină spitalele. Potențialul uman al spitalelor este foarte slab utilizat. Tehnologiile moderne departe de a fi prezente în practica lor. Baza tehnico-materială, după cum am spus, neavând nicio perspectivă de a se dezvolta fără suportul Ministerului Sănătății. Un exemplu simplu o să ofer. În Chișinău, în spitalele centrale, operațiile de cataractă sunt efectuate prin metoda laser, inofensivă, pe când în raioane, prin cea simplă, veche, agresivă, utilizată de zeci de ani și aceasta doar din lipsa echipamentului modern. Care este vina pacientului local în comparație cu cel din Chișinău să suporte consecințele unor operații realizate prin metode vechi? Dacă ne referim la chirurgia mini-invazivă care se efectuează peste tot în lume, majoritar acum prin metode laparoscopice, în spitalele raionale ea are un procent infir. În așa condiții, cadrele medicale nu au nicio șansă să crească, să se dezvolte, iar tinerii medici niciodată nu vor dori să meargă în aceste spitale după ce au trecut rezidențiatul în cele mai performante secții ale Republicii. Pacienții sunt impuși și cunoaștem, de asemenea, prin intermediul presei, foarte multe cazuri, ca anume în spitalele raionale, se întâmplă aceste cazuri, când ei sunt impuși, rugați, li se solicite să meargă la farmacie și să procure singuri medicamentele, dar și consumabile pentru tratamentele care sunt acordate în aceste spitale.
Studiile relevă că ponderea persoanelor care au achitat pentru servicii spitalicești și au raportat plăți informale s-a majorat substanțial pe parcursul anilor și a crescut de la 60% în 2009, deci până la 82% în 2012 și probabil acum de asemenea se atestă o creștere. Numărul de paturi de spital a rămas la același nivel cu anul 2000, dar aceasta nu este cel mai important. Este important că structura paturilor de spital în aceste spitale a rămas închistată așa cum era în anii 90. Deci, cheltuielile financiare de întreținere a instituțiilor medicale spitalicești sunt foarte mari, dominate de costuri fixe, iar spațiul pentru prestarea serviciilor medicale, care include tratamentul ca atare, procurarea medicamentelor, consumabilor, mentenanța și dotarea spitalelor, fiind minim. Unele studii spun că în gestionarea evenimentelor acute legate de boli non-transmisibile cronice sau de tratament a cancerului sunt sprijinite instituțiile care efectuează proceduri extrem de complexe și centrele care se ocupă de un număr mare de cazuri, pe când spitalele, care sunt foarte mici, nu au niciodată așa o șansă. Astfel, nivelul regional, nivelul raional, are nevoie la moment de o definire mult mai clară. De exemplu, pentru infarctul acut de miocard și accidentul vascular cerebral, accentul s-a pus totdeauna în reformarea sistemului de sănătate pe consolidarea serviciilor de urgență, adică să se preia pacientul și să se transmită cât mai repede la spital. Ce se întâmplă mai departe cu pacientul nu a interesat pe parcursul anilor decidenții din sistemul de sănătate. Deci, aceasta este insuficient pentru a salva viața, deoarece nu se poate asigura intervenția rapidă în perioada numită fereastra de aur. Desigur, trebuie să recunoaștem, au fost realizate îmbunătățiri, în special în sistemul de asistență medicală de urgență prespitalicească, ambulanța, cu investiții atât în echipamente, transport, cât și în personal. Dar la nivel de trasabilitate, transfer și fortificarea serviciilor de neurologie intervențională pentru accidentul cerebrovascular nu s-a făcut aproape nimic. Nu s-au creat centre subregionale, iar structura actuală a spitalelor nu a fost modificată, după cum spuneam, niciodată. Abia acum, anul curent, Ministerul Sănătății a aprobat un mecanism bine pus la punct de acordare asistenței medicale persoanelor cu AVC la nivel de țară și își propune de la 1 ianuarie 2023 să dezvolte inclusiv 9 centre primare de AVC în care fiecare centru nou creat va acoperi regiunea a câtorva raioane. Deci, și ele vor fi dislocate în spitalele Iedinit, Soroca, Orhei, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cahul, Comrat și de asemenea Spitalul Clinic Republican din Bălți, pe care Ministerul Sănătății le va asigura pe fiecare din ele cu tomograf computerizat, medicamente, va efectua instruirea medicilor și toate, va pune în circulație toate protocoalele necesare, astfel ca fiecare caz de AVC să fie rezolvat într-un timp cât mai scurt, asigurând succesul terapeutic, iar dacă nu se reușește la nivel subregional, să fie transferat către spitalele terțiare în Chișinău. Totodată, imposibilitatea autorității sanitare centrale să intervină în managementul spitalelor raionale a dus la înregistrarea înrăutățirii mai multor indicatori principali de sănătate publică importantă pentru țară și nerealizarea obiectivelor de țară la care tindem, așa ca mortalitatea maternă, neonatală precoce, perinatală. Se constată nerespectarea strictă a regionalizării asistenței medicale acordate mamei și copilului pe niveluri. Sarcinile și nașterii patologice de nivelul 3 se rezolvă, de fapt, cel mai des la nivelul 1 și 2, adică la nivel raional, ceea ce duce la complicații atât pentru mamă cât și pentru făt. Majoritatea absolută a centrelor perinatale de nivelul 1 din cadrul spitalelor raionale se confruntă cu dificultăți în asigurarea asistenței medicale perinatale în regim non-stop 24 din 24 ore pentru ca să asigure un act medical de calitate. Deci, foarte multe instituții nu au neonatolog, reanimatolog, neonatolog și nu pot activa în volum de plin. Noi am avut câteva zile în urmă un mare colegiu al Ministerului Sănătății în care au participat absolut toți reprezentanții tuturor spitalelor din Republica Moldova și șefii centrelor perinatale în care am discutat acești indicatori de mortalitate maternă crescuți pe parcursul ultimilor 3 ani și s-a ajuns la concluzia că numărul cazelor de mortalitate maternă este în creștere, cu înregistrare deceselor din cauze obstetricale indirecte și directe, care desigur a afectat negativ rata mortalității materne în Republica Moldova. Dar majoritatea deceselor materne din cauze obstetricale directe au avut loc sau au fost condiționate de complicații severe, debutate
în maternitățile din cadrul spitalelor raionale, unde au fost constatate multiple neconformități și greșeli în conduita clinică la nivel spitalicesc. Astăzi, din mai multe motive, aceste instituții nu pot asigura o asistență medicală perinatală în conformitate cu cerințele standardelor în vigoare, iar în cazul survenirii unor complicații obstetricale majore, nu dispun de tot necesarul pentru a redresa situația cauzată. În 2012, Ministerul Sănătății, încă atunci, a inițiat un proces de descentralizare și regionalizare a serviciilor de chimioterapie, care de asemenea nu a fost dus la final. Fiecare pacient trebuie să vină astăzi pentru oricare tratament, chiar și cel mai simplu, la Institutul Oncologic și aceasta impune o povară financiară asupra lor. Scopul nostru final este să aducem serviciile de chimioterapie, tratamentul infarctului miocardic, a accidentului cerebrovascular, cât mai aproape de pacienți, prin crearea atât a spitalelor regionale de care cunoașteți în regiunile Nord și Sud, Bălți și Cahul, pe lângă serviciile existente, dar și centre regionale și subregionale care vor fi dislocate în spitalele actuale raionale. Deciziile privind centralizarea versus descentralizarea serviciilor trebuie să ia în considerare o serie de factori, inclusiv volumul serviciilor care urmează să fie furnizate. De exemplu, screeningul cancerului de col uterin are un volum mai mare în timp ce intervențiile pentru infarct miocardic sunt mult mai mici, deși multe cauze duc la mortalitate. Costul și expertiza tehnică necesară pentru furnizarea serviciilor, de exemplu, administrarea de trombolitice nu este solicitantă din punct de vedere tehnic sau cu cost ridicat, în timp ce angiografia coronariană și stentarea sunt foarte scumpe. Disponibilitatea resurselor umane, de exemplu, formarea de echipe pentru intervenții AVC în spitalele interraionale sau raionale, care este aproape imposibilă în mediul actual. Fezabilitatea transportării pacienților la niveluri superioare de îngrijire, unde pot fi furnizate servicii mai tehnologizate. Protocoalele clinice actuale nu conțin recomandări clare de trimitere care să reflecte regionalizarea furnizării de servicii pe baza criteriilor reflectate mai sus. Este un paradox, dar pentru ca să descentralizăm serviciile medicale și să le aducem mult mai aproape de oameni, este nevoie la moment să centralizăm spitalele locale. Cheltuielile fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru îngrijire spitalicească reprezintă la moment 50% din bugetul total a sănătății. Însă populație, prin structura spitalicească existentă, nu poate beneficia de servicii de calitate în conformitate cu contribuțiile lor financiare și așteptările lor. Referindu-ne la consolidarea managementului sistemului de sănătate, trebuie să recunoaștem că o serie de provocări a sistemului sunt create de probleme privind și furnizarea de medicamente, de sisteme informaționale deficitare, lipsa de coordonare între furnizori, care reflectă faptul că atât la nivel instituțional, cât și la nivel de sistem, ele necesită un management și o monitorizare mai bună. Administratorii unităților sanitare sunt cei responsabili în fața administrației locale, care, de fapt, conduc spitalele raionale. Directorii unităților sanitare sunt selectați pe bază de concurs de către o comisie din cadrul Ministerului Sănătății, de comun acord cu autoritățile locale și sunt numiți ulterior, în baza acestui concurs, de către autoritatea publică locală. În mod tradițional, echipa de management dintr-un spital are o interacțiune foarte slabă cu tot ce se întâmplă în sistem, cu subdiviziunile ministerului și alte autorități centrale sau specializate, accent fiind pus pe relația lor cu APL, care este mai mult o relație politică, nu este conectată la proceduri de management sanitar sau proceduri specifice pentru implementarea ghidurilor de practică clinică, monitorizarea indicatorilor de performanță a spitalului și departamentelor, așa cum se specifică în contractul de muncă pentru director și aceste acțiuni nu sunt deloc integrate într-un singur concept sau proces de management a calității, spitalele raionale rămânând niște insule ancorate în modele vechi de gestionare. Acestea nu sunt cuvintele mele, eu le-am luat absolut exact cum sunt induse în studiu, sunt incluse în studiu OMS realizat încă în 2014, Better Non-Communicable Disease Outcomes, Challenges and Opportunities for Health System. Iată așa se spune despre Republica Moldova.
Astăzi, cu regret, Republica Moldova se confruntă cu o inechitate de acces la serviciile spitalicești, în special a populației rurale. Structura, după cum am spus, fiind foarte diferită, fragmentată, inechitabilă și de o calitate mai joasă decât în Chișinău. Spitalele raionale nu au nicio șansă de dezvoltare. Această situație critică determină necesitatea ca calitatea de fondator pentru spitalele raionale să fie transmisă Ministerului Sănătății, care are la moment posibilități mult mai mari de a organiza sistemul de sănătate în cel mai eficient mod, prin alocarea unor fonduri suplimentare, prin identificarea resurselor financiare suplimentare, inclusiv prin implicarea partenerilor internaționali, monitorizarea proceselor clinice, fapt care va asigura o îmbunătățire semnificativă a calității serviciilor medicale spitalicești acordate populației. Modificarea actuală propusă de Parlament va permite Ministerului să dezvolte fond de paturi paliative, geriatrie, îngrijiri de durată și cronice, boli acute contagioase, serviciu de reabilitare, atât de necesar unor categorii largi de pacienți din zona rurală, luând în considerare în special îmbătrânirea populației și tendințele demografice în Republica Moldova. Și acum, foarte pe scurt, vreau să vă spun doar ce planifică Ministerul în zilele apropiate, în lunile apropiate, pentru spitalele raionale. Deci, la momentul de față, deci absolut toate spitalele vor fi asigurate la finalizarea procesului de achiziții publice care se desfășoară acum, cu analizatoare automată ale gazelor de electrolit în sânge, sunt procurate 60 de unități pentru toată țara. După cum am spus, computer tomograf, care vor merge inclusiv în aceste centre subregionale. Deci, de asemenea, aparate ultrasonografice, 22 de unități care vor merge în spitalele mai mari raionale, stații de producere a oxigenului medical, 42 de unități, toate spitalele raionale vor fi asigurate, și sisteme de sterilizare cu capacități mici și mari, în total 60 de unități sunt procurate la nivelul Ministerului Sănătății și vor fi asigurate în conformitate cu numărul de paturi a spitalului, absolut toate spitalele raionale. La moment, de asemenea, suntem în discuții cu partenerii internaționali. Chiar săptămâna aceasta ajung 12 generatoare. Total vom avea între 40-50 de generatoare de la partenerii internaționali, pe care le vom distribui conform necesităților, inclusiv majoritar spitalelor raionale, deoarece ele sunt cele mai descoperite. Eu cred că este o inițiativă foarte bună. Ministerul Sănătății și țara acum are mai multe capacități. Oamenii nu pot ajunge, nu au acces la instituțiile din Chișinău, nu se pot deplasa, trebuie să concentrăm și să fortificăm capacitățile spitalelor raionale și vreau să fac un anunț pe final. Nu, Ministerul Sănătății nu are planuri să închidă nici un spital și la finalizarea acestui proces absolut nimeni, niciun lucrător medical nu va fi disponibilizat, nu vor suferi schimbări pe interior, nu vor fi schimbați managerii, se efectuează doar transferul rolului de fondator de la autoritatea publică locală, care nu are capacitățile necesare pentru dezvoltarea spitalelor, la Ministerul Sănătății. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna ministru, mulțumim mult pentru prezentare și argumentele aduse. După cum menționați și dumneavoastră, cred că studiile ne recomandau să facem lucrul ăsta încă 10 ani în urmă. În sensul ăsta este o reformă întârziată, dar este binevenit că am pornit în acest proces. Acum, proiectul de lege a fost înregistrat ieri, urmează să fie votat în prima lectură la ședința Parlamentului de joi și așteptările noastre este ca guvernul să avizeze acest proiect de lege în cât mai scurt timp pentru ca să putem finaliza procesul. Argumentele invocate sunt foarte clare. Pe de o parte avem o situație când resursele financiare vin covârșitor de la nivel central, fie prin CNAM, fie direct la Ministerul Sănătății, care a investit masiv în aceste spitale în ultima perioadă, în ultimii 2 ani. În același timp, există o posibilitate de control și monitorizare redusă în condițiile când astăzi ele se află în subordinea consiliilor raionale, care mai des fac politică decât asigură calitatea prestării actului medical în aceste instituții. De asta, reforma este cu siguranță binevenită. Dacă sunt anumite întrebări din partea noastră, vă rog. Aș vrea să vă întreb referitor la
studiu. Noi tot am analizat un studiu realizat de Biroul Național de Statistică în parteneriat cu Ministerul. Probabil cunoașteți despre ce este vorba, dacă pacienții cumpără medicamente având poliță medicală, doar că nu doar în raioane, dar și în spitalele raionale. Și mi-am dorit să întrebăm de ce asta se întâmplă. Deci mă refer la managementul spitalelor. Deci fiecare spital dispune de finanțare din partea Companiei Naționale de Asigurări. Deci spitalele sunt cele care fac comanda pentru a procura centralizat medicamentele și consumabile pentru spital și aceasta vorbește despre, anume, vorbește despre o calitate proastă a monitorizării situației, deci a identificării necesităților pentru anul viitor în medicamente și consumabile. Presupun că sunt cazuri când spitalul pur și simplu rămâne fără aceste medicamente și solicită de la pacienți ca să meargă la farmacie, nu mă refer doar la solicitarea unor plăți, să-și procure, și am avut cazuri când se procurau perfuzii, seringi, unele medicamente mai simple și aceasta vorbește exact de acel management defectuos a spitalelor, dar după cum cunoașteți, cel mai des, cel mai frecvent se întâmplă anume la nivel raional, la spitalele care se află mai departe de Chișinău și nu prea am auzit așa cazuri ca la Spitalul Clinic Republican sau la Institutul de Urgență să fie trimis pacienții să-și procure seringi sau sisteme de perfuzii. O altă componentă a acestui studiu ține de alimentație, că oamenii singuri își cumpără alimentație, sau lingerie adecvată. Aici tot este legat de management. Da. Da. Dumneavoastră credeți că acest proiect de decizie este inițiativa de a soluționa aceste probleme, deci este cheia de a soluționa aceste probleme, sau aveți și alte soluții în acest sens? Desigur, aceasta este fundamentul, deoarece avem mai multe planuri. În primul rând, ne dorim ca toate spitalele acestea să fie într-adevăr fortificate prin creșterea capacității de îmbunătățire a managementului. Îmi propun, deci, consolidarea capacităților de administrare, aceasta înseamnă atragerea directorilor într-o platformă comună cu toți directorii de alte spitale municipale și republicane, inclusiv cu utilizarea posibilităților noastre de a include directori de spitale de peste hotare, inclusiv colegi de ai noștri din diaspora, pentru ca să încercăm să îmbunătățim prin instruiri, prin transmiterea unor practici bune la nivelul spitalelor raionale. Deci aceasta vom face, totodată vom institui un sistem de tutorat, de a prelua cumva în echipe mai mari comune câteva spitale raionale împreună cu spitalele de forță din Chișinău, iarăși pentru a face o analiză pe lucrurile și barierele cu care se confruntă administrația spitalelor, deoarece dumnealor de asemenea atestă foarte multe bariere pentru a îmbunătăți managementul unui spital. Ce nu le ajunge, noi am mai colectat date, dar cred că trebuie să lucrăm mult mai profund interior. Deci avem un program și un plan mai detaliat, care îl vom face, eu știu, mai transparent, vizibil pentru întreaga societate, ce va urma, deoarece acesta este de fapt primul pas, după care vor urma alții foarte concret și direcționat strict tehnic pe lucrurile pe care noi dorim să le îmbunătățim la minister. Și aș vrea doar aici să fac un pic să completez. Deci noi am avut situații. În primul rând, e bine să înțelegeți că astăzi demiterea, de exemplu, unui director de spital raional poate fi făcută doar de către Consiliul Raional. Respectiv, noi am avut situații când cetățenii se adresau cu genul de probleme care noastră l-ați evocat și Ministerul Sănătății unica ce poate face este să facă o verificare, o comisie care în final nu are nicio putere de decizie, pentru că decizia este la nivel local. Iar în realitățile noastre politice din consiliile raionale, când partajarea funcțiilor are loc strict pe criterii politici, atâta timp cât directorul de spital are acoperire politică locală și face parte din partidul care guvernează raionul, probabilitatea ca el să fie demis este minimă, indiferent de problemele de integritate sau administrare care există în acel spital raional. Deci astăzi Ministerul Sănătății, de fapt, nu are pârghii de control asupra acestor spitale. Deși cetățenii cer la Ministerul Sănătății să asigure calitatea și deși aceste spitale sunt finanțate predominant de către CNAM, de către Casa Națională de Asigurări Medicale și Ministerul Sănătății. Ori autoritățile publice locale care sunt fondatori nu investesc nimic în ele. Din lipsă de resurse, din lipsă de dorință, din diverse motive. Și atunci cetățenii vin la minister, plâng, dar ministerul nu are pârghii de control și de monitorizare și de asigurarea calității. Și asta este unul dintre obiectivele acestei schimbări. Chiar și, o să adaug aici, chiar și presa dumneavoastră, la fiecare caz
întâmplat într-un spital raional, cereți reacția Ministerului Sănătății și ce măsuri am luat. Deci este un fel de a da din deget și strânește zâmbet din partea autorității publice locale. Deci am avut cazuri în care chiar nu s-a rezolvat nimic, chiar dacă am transmis scrisori respectuoase către autoritatea publică locală despre situația din spital. Deci absolut zero reacții. Toate, deci, nemulțumirile oamenilor, de fapt, vin în adresa Ministerului Sănătății. Și noi trebuie să ne asumăm că așteptările oamenilor sunt foarte înalte, ele sunt argumentate și trebuie să ne mișcăm. Eu vreau să privesc asupra acestui proces constructiv, deci să nu înțeleagă, eu știu cumva, nici apele, nici lucrătorii din spitale că luăm doar pentru a aplica mustrări. Noi ne dorim, într-adevăr, inclusiv cu susținerea OMS și a altor parteneri, noi am discutat deja, să fortificăm această capacitate a spitalelor pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale. Și acest lucru este cel mai important pentru noi. O întrebare încă din studiu și apoi o altă întrebare cu alții. Deci, în studiu se arată că fiecare a doua persoană nu vede schimbări în ultimul an în sistemul medical, va mai mult, unii cred, sau 5%, cred că situația s-a înrăutățit. De voastră, în calitate de ministru al Ministerului de Sănătății, în ultimul an, credeți că ați mișcat lucrurile? Ce exact ați făcut? Deci eu cred că am mișcat lucrurile și am discutat foarte mult și am avut multe conferințe la capitolul medicamentelor compensate, asigurarea cu echipamente, deci faptul că în așa o criză financiară grea, energetică, spitalele au supraviețuit, am putut majora salariile. Deși este o perioadă destul de grea, noi ne mișcăm înainte, mergem bine cu construcția acestor două spitale regionale. Am investit și investim foarte mult în echipamente pentru fortificarea bazei tehnico-materiale, indiferent cine este fondatorul acestui spital. Nu am făcut-o pe criterii absolut nici politice, nici luând în considerare cine este fondator. Încercăm să îmbunătățim, dar vă spun, nu putem ajunge la fiecare spital calitatea actului medical, iar ceea ce spuneți dumneavoastră că fiecare al doilea om este nemulțumit, aceasta demonstrează că avem un sistem vechi, închistat, pe idei vechi, absolut neprogresiste și trebuie să facem aceste mișcări curajoase, să ne le asumăm și să ne mișcăm înainte. Fiindcă în următorul studiu, dacă nu vom face ceea ce ne-am propus, rezultatele care vor măsura așteptarea oamenilor, vor fi, da, destul de proaste. Eu cred că acum avem posibilitatea și avem o susținere foarte puternică din partea tuturor partenerilor internaționali să investim în calitate, în sănătate, în servicii medicale și în acces al oamenilor la ele. Da, aici aș vrea doar să completez. Doamna ministru menționa că în ultimul an s-au investit peste 1 miliard de lei în spitalele raionale. Deci 1 miliard de lei este mai mult decât tot fondul nostru pentru dezvoltare locală și regională, deci decât toate investițiile în localitățile rurale din Moldova. Este foarte aproape de fondul nostru de subvenționare în agricultură și foarte aproape de investițiile în drumuri. Deci e o sumă impunătoare, 50 de milioane de euro, care într-un an s-au dus în aceste spitale. Acum, este și un aspect care ține, într-adevăr, de modul de gestionare a resurselor, de atitudinea față de pacienți, de deschidere, de viziuni, lucruri care iau un pic de timp să schimbe și câteodată este nevoie și de o schimbare de leadership pe alocuri pentru ca lucrurile astea să se producă, din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Și întrebarea referitor la vaccinul antigripal. Potrivit datelor NSP, până în prezent, circa 70% din dozele disponibile au fost deja administrate. Cele 30 care au rămas sunt suficiente pentru vaccinarea ulterioară a oamenilor, având în vedere că există o vală a virozelor, a gripei, rândul copiilor în special. Dacă cunoașteți... Deci situația. Vaccinul antigripal se procură, deci în baza unor analize, el se administrează unor anumite categorii de persoane, deci la momentul de față nu se administrează absolut tuturor, desigur nu se refuză doritorilor, este greu să convinge oamenii să se vaccineze, dar din totdeauna rămas vaccin, eu mă bucur foarte mult că s-a utilizat atât de mult vaccin antigripal și că noi, anul acesta, am venit pentru prima dată cu vaccinarea antigripală la timp, dar nu cu 2 săptămâni înainte de a se începe epidemia de gripă, că atunci nu mai are niciun rost. Dacă vom
vedea că ne apropiem de, de ultimele cifre, de, știu, ne rămân undeva 10% din ceea ce am procurat, eu consider că putem găsi resurse și posibilități de a mai aduce vaccin în țară. Nu văd aceasta o problemă la moment. Da, și despre măsurile în rândul copiilor. Iată, se atestă o creștere a spălăzirilor. S-a gândit la un plan cumva de triere în grădinițe în școli, pentru că acolo ar putea să se... Deci în grădinițe și în școli sunt lucrători medicali și aceasta este funcția lor din toată ziua, deci nu trebuie să facem careva acțiuni suplimentare. Deci, de asemenea, informarea părinților de a nu merge la grădiniță cu un copil bolnav, deoarece neapărat vor contacta infecția și alții copii, într-adevăr se atestă o creștere agresivă a virozilor și probabil este și un rezultat a pandemiei COVID, atunci când am avut o liniște în comportamentul acestor viroze. Afectează cel mai mult copiii, într-adevăr sunt supraîncărcate toate spitalele, toate secțiile de pediatrie, am deschis alte noi secții, astfel ca să putem asigura deservirea tuturor cazurilor care necesită spitalizare. De asemenea, rugăm părinții să se adreseze la timp medicilor, deoarece se atestă în cazul acestor virozi agresive din această perioadă foarte multe complicații. Pneumonii, otite și altele, deci sinusite, astfel este foarte important să se adreseze la timp și să inițieze tratamentul la timp și nu în condiții de casă. Poate cumva ministerul să intervină în cazul în care valul va crește? Ministerul este obligat să intervină și intervină totdeauna cu măsuri atunci când valul crește, așa cum s-a întâmplat și în pandemie și avem experiența deja cum reacționăm. La momentul de față am deschis absolut toate spitalele, medicamente sunt, deci doar dorim să facem acest anunț către, în special, părinți, să fie foarte atenți, să se adreseze la timp la medicul de familie, să nu lase boala nesupravegheată și să impună un tratament, deci, la timp. Astfel ne trezim cu copiii spitalizați într-o stare mai gravă, care, desigur, deja este mult mai complicat pentru ei, având în vedere că sunt micuți. Mulțumim! Vreau să vă întreb în legătură cu această reformă, această schimbare, dacă Ministerul anticipează anumite, să spunem așa, costuri de riscuri legate de subordonarea acestor spitale raionale către Minister, în primul rând, care ar fi costul acestor schimbări și dacă există riscul ca Ministerul să se transforme, să spunem așa, într-un gestionar, într-un aparat care gestionează banii mai mult și se ocupă mai puțin cu politicii. În primul rând este un risc mare că va trebui să muncim mai mult până vom pune deci aceste chestii pe roți. Doi, va impune costuri financiare. Am fi naiv dacă am crede că această reformă nu are un cost. Devenind fondator, Ministerul Sănătății va trebui să investească, deci conform legii ocrotirii sănătății, în infrastructura spitalelor, așa cum o facem noi, în infrastructura spitalelor de nivel terțiar, a cărui rol de fondator îl deține Ministerul Sănătății. Și vreau să vă spun că chiar și în aceste timpuri grele, în anul 2022, deci fondul pe care l-am obținut de la Ministerul Finanțelor, care ne-a fost alocat nouă, Ministerului Sănătății, pentru dezvoltarea infrastructurii spitalelor republicane, a cărui rol de fondator îl deține Ministerul Sănătății, a fost de două ori mai mare decât cel mai mare fond cândva cunoscut de către Ministerul Sănătății. Acest lucru vom face și în spitalele raionale și acum la rectificarea bugetului, vom planifica resurse ca să investim în infrastructură. Din păcate, infrastructura care a fost susținută cu investițiile de la APLE cel mai des a fost în construcție de garduri, reparații de localuri care au fost trecute după aia în comodat unor centre private sau în parteneriate publice-private și mai puțin în secțiile
cu impact mare asupra serviciilor medicale. Acesta este cel mai important cost, costul financiar. Nu, Ministerul Sănătății nu planifică să se transforme într-un gestionar. Vreau să vă spun că Ministerul Sănătății nu este gestionarul direct al instituțiilor a cărui rol de fondator îl are. Fiecare gestionează propria afacere singur, întregul colectiv, administrația instituțiilor. Deci noi nu ne ocupăm cu micromanagementul nici la Spitalul Clinic Republican, nici la Institutul de Medicină de Urgență, nici la Institutul Mamei și a Copilului, nici la Centrul de Asistență Medicală Prespitalicească, deja are 5.800 de angajați și un buget de peste 1 miliard de lei. Aceasta este problema lor. Noi ne implicăm doar pentru a-i ajuta, a-i susține și a le direcționa politice și a le coordona politicile. Dar ce se va întâmpla cu achizițiile? Pentru că ele erau efectuate acum și la nivel local, acum vor fi, să înțeleg, centralizate la nivelul Ministerului. El va se ocupa cu procesul de achiziții? Ministerul Sănătății nu se ocupă cu achiziții. Și pentru aceasta este centru public de achiziții în sănătate. Și acesta face, organizează achiziții centralizate pe întreg sistemul de sănătate. Da, aveți dreptate. Instituțiile republicane, instituțiile mari care procură mult, deci procură mai mult centralizat prin intermediul acestui centru. Instituțiile raionale procură diferit. Se vor conforma regilor legii achizițiilor publice. Deci noi nu avem de gând să ne ocupăm cu aceasta și nu intră în atribuțiile Ministerului Sănătății. Noi achiziții realizăm doar în cadrul proiectelor pe care le gestionează cu finanțare externă, pe care le gestionează Ministerul Sănătății. Referitor la directorii acestor spitale, la un moment dat ați menționat că vor participa și reprezentanții administrațiilor publice locale, dar la modul practic, totuși, decizia va aparține centrului, da? Cum va fi pe viitor ales un director de spitalul raional? Pentru că am avut multe scandaluri în acest sens. Legate de concursuri, corecte, incorecte. Va fi ales conform cadrului legal existent. Există hotărâri de guvern care stipulează cum este ales, cum se formează comisia și așa mai departe. Deci, în momentul când se schimbă fondatorul, deci alți oameni ajung în comisia de concurs, deci reprezentanții fondatorului, totodată sunt și alți membri a societății civile, a altor, a instituției, a colectivului, deci nu schimbăm aici nimic, totul rămâne pe vechi. Deci conducătorii care își fac munca bine și o să-i ajutăm și pe cei care mai șchiopătează să-și facă munca bine, nu am personală intenția să mi-au rămas bun de la nimeni care muncește. Ăștia sunt oamenii pe care îi avem, trebuie să-i susținem și aceasta ne dorim la Ministerul Sănătății. Să fortificăm capacitățile, să consolidăm colectivele în jurul unor politici unice la nivel de sistem de sănătate național. Și ultima precizare. Deci, dumneavoastră vreți să fortificați spitalele raionale. Ca să fie clar, ce se va întâmpla cu procesul de regionalizare a spitalelor regionale? Ele vor exista în paralel sau cum va fi procesul? Noi avem în proces doar două spitale regionale de construit de la zero. Noi, frumoase, echipate, moderne. Asta va fi în Bălți și în Cahul. Ei nu se vor ocupa cu acordarea serviciilor deci de sănătate spitalicești pe care noi le întâlnim și pe care le acordă serviciile raionale. De aia se numesc regionale, fiindcă în ele vor fi decentralizate servicii care la moment se acordă doar în Chișinău. Neurochirurgie, deci oncologie, chimioterapie, radioterapie, deci servicii înalt tehnologizate, care au nevoie de intervenții serioase, care au nevoie de echipamente foarte scumpe și pe care noi nici de cum nu putem să le dezvoltăm în spitale mici, raionale existente. Deci ele nu afectează structura și relația spitalelor raionale cu sistemul de sănătate, cu compania de asigurări. Ele vor prelua servicii la care astăzi ajung foarte greu pacienții noștri din zonele rurale la Chișinău și avem foarte multe rânduri de așteptare la operații înalt tehnologizate și destul de scumpe. Mulțumim! O zi bună! O zi bună!